Scumpă soră Emilia, Adrian și Emily, nepoții, familie imediată, familie extinsă, prieteni, sincere condoleanțe personal împreună cu familia și în numele Bisericii Elim, vă dorim mângâierile Domnului. M-am uitat atât cât am putut să te văd, Adrian, și mi-am dat seama că Dumnezeu îți dă o responsabilitate extraordinară. Nu numai că i-ai făcut cinste tatălui tău, ai întemeiat o familie frumoasă, dar ai rămas cu mandatul acesta să ai grijă de mămica ta. Și nădăjduiesc din toată inima că așa cum fratele Aurel a fost un stâlp pentru dumneaei din tinerețe și până acum, 54 de ani, vei continua să fii tu. Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Domnul să vă mângâie, sora Emilia, să vă întărească. Prin ceea ce știm, prin ceea ce cunoaștem, cuvântul Domnului spune aici, nu voim, fraților, să fiți în necunoștință. Și nu suntem în necunoștință. Textul acesta din 1 Tesalonice, în capitolul 4, este îngemănat cu ceea ce scrie Apostolul Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 5, știm, nu vrem să fiți în necunoștință și știm. Câteva gânduri despre trăirea noastră. Trăirea noastră are trei dimensiuni. Prima dimensiune a trăirii noastre este cea biologică. Ne naștem, respirăm, ne hrănim, lucrăm, ne întreținem. Este viața aceasta normală, am putea să-i spunem naturală, de care se bucură toți oamenii care trăiesc pe pământul acesta. O viață uneori cu împlinire, alteori cu dureri, cu necazuri. Uneori cu regrete, cu păreri de rău, alteori cu bucurii, sărbători. Este un fel de roată, spunea Apostolul Pavel, care se învârte în permanență și ne duce mai sus, mai jos. Asta este viața normală pe care o trăiesc toți oamenii, trăirea normală pe care o trăiesc oamenii normali, cu responsabilități de zi cu zi și, cum am spus, cu împliniri și uneori cu necazuri. Viața aceasta este incontestabilă. Toți oamenii de pe pământul acesta recunosc această dimensiune a vieții. Parte din această dimensiune a existenței noastre este și faptul că îmbătrânim, că ne îmbolnăvim și că într-o zi ne încetăm alergarea sau, cum spun toți oamenii, murim. Asta este dimensiunea biologică și normală, naturală a existenței noastre. Și Apostolul Pavel vorbește despre această viață numind-o casa pământească, trupul acesta, cortul nostru trupesc, în care gemem, suspinăm, dorim, funcționăm. Cu acest fel de trăire, toți oamenii se pot lăuda. Și este cel mai comun mod al existenței pe care oamenii îl recunosc. Marea majoritate a oamenilor
trăiesc în această dimensiune și mulți dintre ei se opresc aici, fără să știe că în vreme ce mâncăm și bem, că mâine vom muri, tot Pavel spune. În vreme ce trec zilele noastre una după alta și nu întotdeauna știm să le numărăm. Pentru ca să învățăm să le numărăm, trebuie să învățăm lucrul acesta de la Dumnezeu și din cuvântul Său. Există un mod paralel de a trăi, care se numește viața spirituală. E o altă dimensiune a trăirii noastre. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu se referă sau subînțelege această trăire ca fiind în Domnul, cei ce au adormit în Domnul. Cine adoarme în Domnul? Adoarme în Domnul cei ce trăiesc în Domnul. A căror viață înseamnă mai mult decât mâncare și băutură, pentru că împărăția lui Dumnezeu este mai mult decât atât. Trăirea aceasta spirituală, duhovnicească, în vreme ce și noi trăim biologic și funcționăm în lumea aceasta. Că Dumnezeu ne-a spus, nu vă cer să ieșiți din lume. Trăirea aceasta duhovnicească este concentrată de Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, în versetul 9, unde spune, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Să-i fim plăcuți. De ce? Versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Viața nu este doar despre a respira, a mânca, a bea, a funcționa în societatea aceasta, nici măcar a fi un om doar cum se cade. Ci a fi un om care trăiește pentru Dumnezeu. Dragii mei, cu strângere de inimă începem să conducem pe ultimul drum generația fratelui Aurel Zaharia. Pentru că este o generație extraordinară. Este o generație nu numai de oameni pedanți, eleganți, care au știut să prețuiască și să respecte casa lui Dumnezeu din toate punctele de vedere, să-și respecte calitatea de creștini din toate punctele de vedere. Nu este doar o generație de oameni de tranziție, care prin muncă, prin sudoare, au făcut tranziția de la niște emigranți care au venit cu o pungă, cu aproape nimic în țara aceasta. Și acum trăiesc o viață binecuvântată și prosperă. Ei sunt oamenii care au generat, care au stat la baza, la temelia comunității noastre, să facem tranziția de la niște fugari, refugiați, la o generație de oameni așezați, înrădăcinați. Dar este o generație de oameni care au înțeles că viața înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă o relație cu Dumnezeu. Înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, să-L asculți pe Dumnezeu și să trăiești pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu. Ori intrăm într-o dimensiune pe care mulți oameni nu o mai recunosc. Dacă prima dimensiune a vieții e universală, toată lumea știe despre ce vorbim. Când vorbim despre viața spirituală, trăită tot în trupul acesta,
Pierdem pe drum o mare parte a omenirii care nu mai știe și nu înțelege despre ce vorbim. Pentru că apoi există o a treia trăire, vedeți, între aceste două trăiri și a treia există un popas la scaunul de domnie, la tronul lui Dumnezeu. Și acolo suntem responsabili. Nu numai de viața funcțională de fiecare zi, și acolo sunt responsabilități pe care Dumnezeu ne cere să le onorăm. Să avem grijă de cei din casa noastră, ca să nu fim ca mai rău decât păgânii, nu? Există în viața funcțională, în trăirea noastră normală, acte de ascultare de Dumnezeu, responsabilități pe care le avem față de Dumnezeu. Să fim loiali familiei, să fim o binecuvântare pentru cei din casa noastră, pentru aproapele nostru. Da, Dumnezeu ne cere să fim oameni, să fim oameni cum se cade în societatea aceasta. Dar, pentru că faptele noastre trebuie făcute în Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 3, în discuția pe care o are cu Nicodim, și pentru că noi trăim în lumină, suntem chemați să fim responsabili de viața noastră spirituală. Viața aceasta spirituală se manifestă public, acolo unde este văzută de toți, se manifestă în intimitatea celor pe care îi cunoaștem îndeaproape și apoi se manifestă în inimă, în lăuntrul nostru, fiecare dintre noi avem o relație personală cu Dumnezeu. Și ni se cere ca lumina Domnului Iisus Hristos să strălucească prin noi în viața noastră publică, prin noi în viața noastră intimă, a familiei, a celor apropiați și mai mult, acolo unde Dumnezeu, care știe toate lucrurile, pătrunde și vede cine suntem noi de adevăratele. Asta este dimensiunea spirituală a vieții. În funcție de cum ne achităm de responsabilitățile noastre înaintea lui Dumnezeu, în ce privește viața biologică și modul în care funcționăm în această societate, modul în care trăim viața noastră spirituală, odată ce am trecut cu bine de momentul acesta al evaluării la tronul lui Dumnezeu, intrăm în a treia dimensiune a trăirii noastre, care este veșnică, este eternă, care nu se mai termină niciodată, și odată ce am intrat în veșnicia cu Dumnezeu, în veșnicia lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu pentru eternitate, locul acela este un loc garantat. Soarta noastră, destinul nostru este ireversibil și este binecuvântat. De aceea, frați și surori, în momentul acesta, în care suntem chemați să ne uităm dincolo de acest sicriu, chiar dincolo de familia îndoliată, suntem aici să reprezentăm o mângâiere pentru ei. Suntem aici să onorăm memoria unui frate în Domnul. Însă într-o casă de jale, fiecare dintre noi venim și pentru noi înșine. Pentru o evaluare, poate finală, a existenței noastre. Mă gândesc că marea majoritate dintre noi, în prima dimensiune a vieții, stăm oarecum binișor.
Probabil că ne-am înțeles responsabilitățile, suntem oameni responsabili, suntem oameni de cinste, suntem oameni cum se cade, suntem oameni care am înțeles că trebuie să fim oameni. Și am venit în țara aceasta, străini, venetici, și ne-am descurcat și ne-am integrat și am demonstrat că suntem un popor de oameni descurcăreți, care acolo unde ajungem, știm să ne înfigem rădăcinile și știm să trăim. Că suntem în bisericile Domnului Iisus Hristos, că ne-am dedicat viața Lui, înseamnă că am înțeles că viața aceasta înseamnă mai mult decât doar ce se vede în afară. Și că ea trebuie dictată de relația pe care noi o avem cu Dumnezeu, de împlinirea cuvântului Său, a poruncilor Sale, de o trăire dedicată pentru Domnul și în voia Domnului. Și dacă așa stau lucrurile, și dacă evaluarea și verificarea aceasta nu va fi doar în seara aceasta, ci și mâine, și în zilele următoare, și în fiecare zi, pentru că în Psalmul 90, când Moise scrie, învață-ne să ne numărăm bine zilele, o zi în care nu ne-am evaluat trăirea spirituală și relația cu Dumnezeu, e o zi pierdută pe care nu ai dreptul să o numeri. Pentru că spune acolo, toate zilele pierde urgia ta. Din pricina nelegiuirilor. Zilele în care nu ne-am evaluat viața, zilele în care nu ne-am contabilizat faptele, existența, înainte de a ajunge la tronul lui Dumnezeu. Sunt zile pe care nu avem dreptul să le numărăm. Sunt zile irosite, sunt zile pierdute. Așa că nu numai în seara aceasta, în seara aceasta poate că este semnalul de alarmă pentru un suflet, pentru cineva, ca de astăzi înainte să înceapă să numere fiecare zi, să-și evalueze viața și să fie sigur. Că atunci când ajunge la scaunul de judecat al Domnului, nimic nu este sub semnul întrebării, ci totul este încheiat, contabilizat, un sfârșit, o adormire în Domnul, ca la strigătul și trâmbița Domnului să răspundem prezent pe norii cerului. Mă rog din toată inima, împreună cu fratele Aurel Zaharia, familia dânsului și noi toți care suntem aici, să rămânem și să avem această nădejde sfântă.